Accidentul rutier a avut loc sâmbătă dimineață, când afară era încă întuneric. Un bărbat din orașul Bucecea, care nu avea permis de conducere și care se afla sub influența băuturilor alcoolice, conducea un autoturism pe drumul ce face legătura dintre orașul Bucecea și Huțani. La un moment dat, individul a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit puternic într-o mașină parcată în fața unei case. S-a răsturnat pe cupolă, oprindu-se într-o țeavă de gaz. Zgomotul puternic i-a trezit pe oamenii ce locuiau în zonă, care au ieșit imediat afară să vadă ce s-a întâmplat. Au găsit o mașină răsturnată, iar în ea se aflau 4 persoane, între care și o copilă de 12 ani. Oamenii le-au sărit în ajutor victimelor, pe care le-au scos din autoturism. Localnicii spun că cel care se afla la volan era sub influența băuturilor alcoolice, acesta devenind agresiv când au vrut să-l ajute. Cum s-a văzut scos din autoturism, individul a fugit de la fața locului. Cât erați în mașină? Eram 3. Cu șoferul 4. Șoferul fugie? Șoferul se certa cu el. Și-o fugit șoferul? Da, era fata mea. Cu frate și eu. Și unde a fugit el? Da, eu știu unde a fugit, că se certa cu el, eu am plecat înainte. Eu știu unde a fugit. Martorii mai spun că cel mai probabil cel aflat la volan circula cu viteză mare. Și-o venit de acolo, din impact. Asta a ajuns aici, deci pur și simplu a zburat. Asta era cu botul în colo sau în colo? În colo era cu bot. Deci așa era, tras plător. Uite unii acolo mai... Da. Vă treziți zgomotul? Da, ne treziți zgomotul, da. Și ei au intrat cu viteză, probabil, aici. Foarte mare viteză, pentru că vă dați seama că asta a zburat aici. A zburat pe aer, uitați câți metri de acolo până aici. Deci așa de mare viteză a zburat. Câți erau mașină, știți? 4 erau, am fost aici chiar de la... Și-au fugit sau ce? Unul din ei a dispărut, foarte recalcitant, foarte... Dar am înțeles că era și un copil în mașină, nu? O fată așa de... Așa de 12 ani, știu eu câți fi avut. Așa, noaptea nu ne-am dat seama. Și-o scos-o ei din mașină? Da, au ieșit cu... Eu a ajutat generul meu și-o ieșit din mașină. Am... Partea asta arată, am tras din geam, și-a luat ca să iasă, că era geamul spart. Erau blocați toți în mașină, da. La locul accidentului au ajuns și pompierii botoșoneni, care la rândul lor au cerut sprijinul angajaților de la compania de gaz, întrucât exista suspiciunea că s-ar fi spart și țeava de gaz. Pentru un accident rutier între o mașină și două mașini parcate. Am ajuns la fața locului, erau 3 victime, a 4-a a fugit de la locul intervenției, nu era nici n-a prins în mașină, poate erau la ambulanță sau aveau grijă medicale. Noi între timp am asigurat zona pentru că era suspiciune de a se rupe o țeavă de gaz, dar nu s-a confirmat și am rămas în contact la locul intervenției pentru a spălăia zona. 2 dintre cele 3 persoane găsite de cadrele medicale la fața locului au fost transportate la spital, iar cea de-a 3-a a primit îngrijiri medicale la fața locului. Cel mai grav a fost rănită fetița de 12 ani, care sâmbătă a fost transportată la un spital din Iași. Potrivit medicilor de la Serviciul Județean de Ambulanță, copila prezenta un hematom subdural frontal stâng, fractură de os frontal drept, fractură de sinus frontal și sept nazal. Halucinant este însă că, în ciuda acestui diagnostic pentru fetiță, individul care conducea mașina nu poate fi tras la răspundere pentru vătămare corporală din culpă și nici pentru părăsirea locului accidentului. Și asta, spun reprezentanții poliției, pentru că victimele accidentului nu au depus plângere împotriva acestuia. În schimb, bărbatul care a fost prins după aproape 10 ore de la producerea accidentului s-a ales cu dosar penal pentru furt. Și asta după ce în portbagajul mașinii, polițiștii au găsit o capră furată de la o stână din Bucecea. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt și de conducere fără permis, urmând ca în funcție de rezultatul acestora să fie dispuse măsuri. Bărbatul care a provocat accidentul de sâmbătă dimineață are 28 de ani, iar când a fost prins de polițiști și testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,32 mg per litru alcool pur în aerul expirat.